asta cu dușmanul în casă mult timp, trebuie să fie vreo 2 săptămâni de acum. Și când spun dușman, mă refer la dușmanul pe care l-ați văzut în poza de thumbnail, acel colet mare alb, pe care între timp l-am deschis ca să-mi pun și eu produsele cât de cât în ordine. Dar să știți că nu am umblat în ele, sunt exact așa cum au venit și le descoperim împreună, pentru că vreau să vedeți reacția mea aia pură, știți că fața mea trădează totul. Despre ce e vorba în cazul în care nu v-ați dat seama din titlu, ceea ce mă îndoiesc, este vorba despre prima mea comandă la Shein, 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 dar hai să o lăsăm Shein ca să pronunțăm într-un singur fel de la început până la sfârșitul clipului. Am tot primit comentarii de-a lungul timpului, cum că vă doriți să vedeți la mine un clip de genul acesta, adică un haul Shein, pentru că sunteți foarte curioase de impresia mea, de calitatea produselor, de tot felul de informații. Am câteva informații pe care aș vrea să vi le dau și ele se referă la experiența mea de până în momentul acesta, și anume că se plasează comanda pe site și există tot felul de promoții. De exemplu, dacă cumperi de o anumită sumă, ai un discount. Cu cât suma e mai mare, cu atât discountul e mai mare. De asemenea, ai și transport gratuit dacă se depășește o anumită sumă, nu știu, să fie 20-30 de dolari, ceva de genul ăsta. Comanda ajunge între 2 și 3 săptămâni, la mine a durat ceva, însă aș vrea să vă atrag atenția că dacă nu mă înșel, în curând urmează anul nou chinezesc și ținând cont că sunt produse fabricate în China, e posibil să existe întârzieri. Știu că am mai pățit-o eu la un moment dat când am cumpărat de pe AliExpress, dacă nu mă înșel, și tot așa am comandat în perioada anului nou chinezesc și a durat, m-a uitat Dumnezeu. Într-un final au ajuns, dar ca să știți ca idee că e posibil să experimentați neplăceri sau întârzieri, mai bine spus, ale coletelor. Coletul mi-a ajuns acasă prin same day, dacă nu mă înșel eu. Și da, cam astea sunt așa informațiile. Nu știu cu returul, chiar nu știu cum se procedează, nici nu cred că m-aș complica. La cât costă produsele, nici nu cred că are rost să te complici. Acum, referitor la calitate, ținând cont că n-am desfăcut nimic, sincer vă spun că nu am așteptări mari. Sunt câteva produse pe care abia aștept să le văd, să le scot din pungă, pentru că am ajuns să le visez noaptea, credeți-mă. Și am așteptări în sensul în care îmi doresc din suflet să-mi placă, pentru că le tot vânez de ceva timp și cu greu le-am găsit pe Shein. Acela fiind și motivul pentru care am plasat comanda. Dar hai să nu mai întârziem tot procesul, pentru că am mari emoții. Pe unele le-am văzut așa prin ambalaj, dar pe altele nu. Și am pus aici lângă mine hainele, apoi avem accesorii și așa mai departe. Hai să începem cu hainele. Și în primul rând am această chestie, care sincer nu mai știu ce e, dar după imprimeu zic eu că e o roche. Și vin toate produsele, sau cel puțin obiectele de îmbrăcăminte. Văd, vin ambalate în sajina aceștia, care sunt foarte utili. Mai ales când pleci în călătorii, nu știu, îi transformi în săculeți de lenjerie intimă sau, nu știu, ca să spui, apoi lenjeria pe care nu mai folosești și să nu o amestești cu hainele curate din bagaj. Sau, de ce nu la plajă, dacă te schimbi pe plajă și ai costumul de baie uci, îl pui aici, nu o să umezești nimic din restul genții. Deci sunt foarte utili acești săculeți. Hai să vedem. Ce Dumnezeu e asta? A, e o roche, cred. Da. Eu mi-am luat și mărimile la ghici, pentru că fiind prima comandă, nici n-am știut ce mărim să comand. Știu că la un moment dat, când mai plasam, da, e roche. Când mai plasam la un moment dat comenzi pe AliExpress, îmi luam mărimea S și de multe ori m-am cam păcălit, pentru că S-ul asiatic este o idee mai mic decât S-ul european, să spunem așa. Bun. Aceasta este rochea. La prima impresie nu-mi place materialul absolut deloc și, sincer, mi se pare cam mare când mă uit așa la ea, la talie. Ce mărime am luat-o pe asta? Ia să vedem. S am luat-o. Da, materialul mi se pare un pic plasticos și, sincer, nu știu cât de bine se va așeza pe mine, dar după ce terminăm de prezentat produsele aici, după ce ne uităm la ele, mergem sus și le probăm pe toate. Da, primul produs, n-am început bine. Nu știu ce să zic. Ai, ai, ai. Poate era mai bine să mă uit la ele înainte și să începem cu un produs mai ok. Ma, vedem. Următorul produs vine cam așa și tind eu să cred că este o pereche de blugi. Eu parcă am luat două, una lungă și una scurtă. Vedem, nu știu care sunt aici. Ia. Cred că să-i alungi, da. Ce material plăcut la atingere! Ah, hai că e mai bine! Hai că e mai bine! Este genul ăla de blug, foarte moale și foarte subțire. Perfect pentru vară, zic eu. Cam așa arată. Par să fie ok în talie. Păi știa ce mărime am luat. M. O să vă las eu prețurile afișate pe ecran și încerc, nu promit, să vă las și link-uri în descriere.
Bun, cam așa arată blugii, sunt cu talie înaltă. Au aici pe spate, văd o etichetă din aceasta maro, dar nu pot să zic că mă deranjează. Nu sunt elastici și văd că mai au și detaliile astea, așa ca și cum ar fi practic puțin rupți. Ar trebui să fie ok și ca lungime, au crack-ul destul de larg și mă bucur că i-am luat M, pentru că dacă îi luam S, ținând cont că nu sunt elastici, s-ar putea să nu mă fi simțit prea confortabil în ei. Da, ăștia îmi plac, ăștia chiar îmi plac și sunt super curioasă să văd cum se așează pe mine. Bun, ăștia îi păstrăm că sunt aur, credeți-mă. Aici, nu știu ce am luat aici, ceva negru. Ce Dumnezeu am luat negru? A, cred că am luat un set. Da, dar am pus mâna pe material și... Da, cred că e un set cu pantaloni. Așa, mai de casă l-am gândit eu. Da, asta e. Cu pantalon, tot așa, cu talia înaltă. Să știți că materialul acum văd că se vede și ring light-ul prin el, deci e cam transparent. Au un schimb elastic aici jos la finalul crack-ului pantalonilor, ceea ce mă bucură, pentru că în cazul în care sunt lungi, nu târâi cu ei pe jos. Da, par așa confortabil, dar nu-mi place materialul ăla absolut deloc, deci se simte clar, clar, clar că e plastic. Apoi, cred că avem, da, avem genul ăsta de bustieră, dar mi se pare foarte larg. Măi, păsta ce mărime, uite, S. Și totuși mi se pare cam larg. Da, îl probăm, că nu vreau să-l apropii acum de microfon. Și deasupra vine topul acesta, care era decoltat aici în față, deci practic se vede cumva pieptul. Vedem acum cum se așează, dar vă zic, la prima impresie, materialul... Apoi, încă ceva negru, da, și ăștia sunt niște colanți, pe care sigur îi cunoașteți, pentru că sunt convinsă că v-au apărut tot felul de reclame cu niște dudui, cu partea dorsală foarte, foarte apetisantă, datorită, stați să văd dacă, da, datorită acestei cusături de aici. Și ei mi se pare a fi un pic cam transparenți, dar ăștia par ok. Acum să vedem și cât de bine susțin toate treburile. Uite, chiar după ce filmez clipul o să mă duc la sală și o să-i probez să vedem cum se așează și eventual rămân în ei și, nu știu, în daily vloguri, pentru că, dacă nu știți, intenționez să postez săptămânal miercurea de la 2:30 clipuri bonus și vor fi de tipul daily vlog. Prin daily vloguri mai revin eu cu impresii asupra diferitor produse pe care le vedeți voi prin clipuri. Da, ăștia par ok și vedem acum și cum se așează. Apoi... pijama! Pijama! Pijama? Da, 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 da. O, ce drăguță e asta! Ce îmi place! Oh my God! Deci atât de lejeră pare. Avem în primul, stați că sunt încântată acum. Avem în primul rând pantalonii care au un crack foarte, foarte larg și uitați ce detaliu frumos au aici la final. Doamne, ce îmi place! Mi-aduce aminte de... nu știu, un imprimeu japonez, ceva de genul. Auriul este unul foarte plăcut, nu este acela strident, știți la ce mă refer, aurul ăla galben. Îmi plac ăștia și cred că vin cu un fel de kimono, dacă mi-amintesc eu bine, da. Doamne, ce-mi place asta! O să o probăm și pe asta, chiar dacă este o pijama, dar măcar, da, 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 cu kimono și uite același detaliu la mânecă. Chiar dacă e o pijama, nu cred că vă deranjează să o vedeți îmbrăcată. Îmi place mult de tot asta. Mult, mult, mult de tot. Și materialul se simte ca și cum ar fi mătase, cu toate că nu e, cu siguranță. Ia să ne uităm, da, sigur e poliester. Ia să vedem, avem vreo etichetă pe undeva? Ia să-ți încerc pe pantaloni. Sigur e poliester, dar măcar nu se simte, uite, ca la compleul negru, de exemplu. Ia să vedem. 95% poliester, 5% elastan. Da, asta chiar îmi place. Bun, mai departe. Și aici văd ceva foarte drăguț. Mi-am luat un cardigan care prin ambalaj pare super drăguț. Wow! Oh, ce-mi place și asta! Are modelul ăsta, cum Dumnezeu se numește? Picior de cocoș, ceva de genul. Doamne, cât este de pufos materialul! Ce-mi place! Ce mărime mi-am luat? Asta e one size. Nu prea îl văd eu pe ăsta one size, cu toate că se întinde destul de mult. Da, se întinde. Acum depinde și cât de depărtați vor sta nasturii. Apropo de nasturi,
par un pic ieftinuți, dar de la depărtare eu zic că arată tare, tare drăguț și am ales așa într-o culoare foarte ușor asortabilă și cred eu că s-ar vedea bine cu blugii aceia albi. Am putea să facem o ținută în acest sens. Da, ăsta îmi place mult, mult, mult. Uite, nu puteam să încep și eu cu un produs bun, am început cu rochia aia care nu. Nope, nope. Aici cred că sunt blugii scurți, albi. Și dacă vă aduceți voi aminte, vara trecută mi-am luat eu o pereche de blugi scurți, dar care arată practic ca o fustă. Sunt foarte, foarte evazați și mi-a părut rău la momentul respectiv că nu am găsit și pe alb. Dar iată, stați-vă și eu, că am găsit pe Shein. Da, măi, deci arată exact ca ăia. Ce mă bucur! Acum sper să nu fie mari în talie. Ce mărime am luat? Bine, punem o curea, dar M. I-am luat M, nu știu ce să zic. Poate, da, lasă, decât să mă strângă mai bine așa, un pic mai lejer, pentru că sunt de vară. Doamne, deci îmi plac și ăștia și să știți că nu par transparent sau ceva de genul. Chiar mi se par super, super drăguți. Doamne, ce mă bucur. N-aveți idee. Cam asta cred că a fost cu hainele. Mai am aici o treabă. Hai să o vedem cum arată, că nu știu, am emoții. Ia să vedem. Deci eu am desfăcut punga asta după ce am făcut poza de thumbnail, doar le-am aranjat și am dat drumul la cameră. Să știți că nu m-am uitat sub nicio formă la ce se află aici. Ok. Mm-hmm. Da, este un accesoriu de genul ăsta care se pune pe sub căma, pe deasupra cămășii, pardon, sau pe deasupra unui tricou alb, uite cum am eu acum pe mine. Și poate atunci când facem try-on-ul sus, o aplicăm peste tricou ăsta alb. Ideea e să-ți vină așa sub sân și să-ți scoată în evidență talia și pieptul, de ce nu? Și să știți că nu pare ieftin absolut deloc materialul. Cam așa arată. Da. Arată bine. Pare mic, dar sunt convinsă că se desface mult șnurul ăsta pe aici. Vedem ce reușim și cum reușim să-l integrăm în tot ținută, pentru că mi se pare foarte drăguț, sincer vă spun. Pentru o ieșire seara în oraș, ce am vrut să zic, pentru o ieșire? Pentru o ieșire seara în oraș, chiar mi se pare foarte drăgălaș. Și ar scoate din anonimat o ținută, de ce nu? Apoi, mă bucur, facem ușor, ușor tranziția către accesorii și mi-am luat șapca. E ceva rupt. A, ok, gata, da. Mi-am luat șapca asta. Dar vine cu ceva desfăcut. A, uite, văd că mai are și aici un suport din acesta de plastic care vă protejează forma. A, uite măi, de aici a căzut. Da. A, dar mai bine că a căzut. Destinul. Da, cred că avea aici sus, și parcă așa mi-aduc aminte din poză, avea ursulețul ăsta, care, sincer să vă spun, mi se pare cam chicios. Este foarte auriu metalul și cu multe cristale și perla aia și ținând cont de faptul că șapca mai are și chestiile astea pe aici, perluțe cu pietricele, uite, sper că vedeți detaliile, nu cred că s-ar fi văzut foarte bine, adică mi s-ar fi părut too much, mai ales că acum văd că prin șapcă mai sunt și ceva fire strălucitoare, nu știu dacă reușiți voi să le vedeți. Mai bine că s-a îndepărtat singura chestia aia ca să nu mai mă chinu eu, doar că mi-a rămas niște lipici pe aici, pe care sper eu să reușesc să-l scot. Mi se pare un accesoriu potrivit acum pentru iarnă. Acum depinde și de voi cât de încărcate vă plac șepcile sau, mă rog, pălăriile și așa mai departe. S-ar putea să arate bine, dar nu știu ce să fac cu lipiciul ăsta și să vedem și cum îmi vine pe cap. Dar o probăm și pe ea sus, pentru că acum nu vreau să-mi stric, nu pot să-i zic freza, că nu-i, efectiv mi-am prins părul într-o coadă. Pentru că urmează să plec și la sală, așa cum vă spuneam, dar o probăm sus și revin cu impresii. E drăguțică, materialul pare ok, are o structură destul de bună, adică vedeți că nu se lasă, e destul de tare ea aici și aici ar trebui să ia foarte ușor forma capului, se reglează ușor de aici din spate cu arici, da, una peste alta arată bine. Acum să vedem și cum se integrează în ținute. Bun, trecem încet, încet către accesorii și aici am luat chestiile astea. Dacă ați văzut voi clipul cu bagajul pentru Zanzibar, ați văzut că am descoperit niște prosopele așa compresate, cred. Da. De la Mumuso, care dacă le pui sub apă, se transformă în niște prosopele așa mari și pe mine mă ajută foarte bine să-mi îndepărtez machiajul și din punctul meu de vedere sunt de unică folosință. Și mai multe dintre voi m-ați întrebat de unde le-am cumpărat, pentru că nu le găsiți online. Eu le-am luat de la salonul unde mă fac la păr și unde îmi fac unghiile
Și am mai văzut de vânzare pe undeva prin Cehia, dacă nu mă înșel. Dar am văzut astea pe Shein. Hai să vedem cum arată. Că, sincer, la cum le văd eu pe aici, mi se par cam mici. A, uite, avem și o chestie din asta în care probabil punem apă și punem prosopelul ăsta. Sunt cam mici, sunt cam mici, nu știu ce să zic. Ce scrie aici? Silk mask compress. Da, cred că e, dar cred că sunt niște măști, de fapt, nu sunt prosopele din acelea. Nu știu ce să zic cu astea, dar le mai testăm prin daily vlog. Deci probabil le faceți pastiluța asta de aici, puneți apă în borcanel și lăsați să se desfacă și o aplicați apoi pe față. Dar eu am crezut că sunt prosopele, la fel ca celelalte. Se pare că nu. Asta a fost un mini fail. Dar trebuie să desfac, să o văd. Poate totuși merge folosită și ca prosopel. Apoi am mai luat aici o drăcovenie. Asta de aici. Și hai să vă zic... Ah, bine, mi-au ieșit și astea. Hai să vă zic, am așa o idee despre cum se folosește, că am mai tot văzut prin online. Ce faceți voi? Vă împărțiți părul pe jumătate, adică în două secțiuni. Puneți chestia asta aici. O prindeți cu această clamă, ceea ce eu nu o să fac acum pentru că v-am spus motivul. După care fiecare secțiune o luați și o înfășurați în jurul acestui cordon și practic și la sfârșit prindeți părul cu elasticul acesta. Aveți două, văd că vă vin două. Și practic la sfârșit, în momentul în care se va usca părul sau usuca părul, cum mai zic unii copii, veți avea bucle și nu trebuie să folosiți aparate de styling ce emană căldură. Și aici mă refer la placă, la fân și așa mai departe. Teoretic, ți-o ondulează părul într-un mod sănătos, fără a-l agresa, dar nu știu dacă va și face treabă. Dar rămâne de testat, așa ca idee să știți că găsiți și un astfel de produs pe Shein. Mai departe, am luat chestiile astea. Nu știu dacă vă dați seama ce sunt, dar vă zic eu imediat. Dacă aveți ojă cu... nu, dacă aveți manicură cu ojă semi-permanentă, ca să o îndepărtați, trebuie să dați mai întâi jos un strat cu pila și apoi să stați cu o dischetă îmbibată în dizolvant, dar cu acetonă, și apoi cu staniol. Ei, eu când mai îmi făceam singură pe acasă, mai ales atunci când am fost în lockdown și așa, mi-era foarte complicat să pun staniol la o mână și apoi cu acea mână să înfășor staniolul la cealaltă. Și am găsit chestiile astea și hai să le desfacem, care practic te salvează de aplicarea staniolului. Adică pui efectiv discheta cu dizolvant și apoi vii cu ăsta și discheta va sta presată acolo pe unghie și nu mai trebuie să aplici staniol. Mi se pare foarte util în astfel de dispozitiv. Mă rog, dispozitiv e prea mult spus, dar ați înțeles ideea și uite aici văd jos că scrie nail. Da, drăguțe astea, am luat două seturi, sunt 5 la set, nu știu de ce sunt 5 la set, pentru că noi practic avem 10 degete, deci ar fi trebuit să fie 10 la set, nu 5, dar am cumpărat două seturi. Ok, am mai găsit și această clamă de păr, care cred că s-a cam rupt pe aici ambalajul, dar nu contează. Și acum când mă uit la ea, mi se pare un picuț cam aurie. Ia. A, ce drăguț sunt fluturașii. Deci uitați-vă voi cât de drăguț sunt fluturașii. Și forma clamei este una în formă de fluture. Adică vă prindeți, lăsați părul desfăcut, îl prindeți aici la spate și aplicați această clamă și practic fluturașii vor atârna în păr. Mi se pare foarte tare ideea. Acum calitatea nu este nici wow, dar nici rea. Este dintr-un metal destul de ok. Acum rămâne să vedem dacă nu alunecă din păr, pentru că știți că sunt unele clame care nu țin părul la locul lui, ferească Dumnezeu, deci nu. Așa că sunt super, super curioasă. E cam aurie, dar poate se vede bine în păr, cine știe. Bun, am mai scăpat de un ambalaj, ceea ce ne bucură. Și ăsta am rămas cu el. Am mai luat chestiile astea, dar nu le-am luat pentru mine, le-am luat pentru o prietenă. Sunt niște căști din acelea de duș, care sunt menite să-ți protejeze părul, să nu se ude sau, mă rog, să-l protejezi de abur când intri în duș. Prietena mea tot căuta, ea nu le folosește în acest scop, ci le pune peste boluri atunci când își lasă aluatul la dospit, pentru că e prăjitureasă, ies foarte bune prăjiturile, și tot căuta și mă întreba dacă am idee pe unde găsesc, pe unde găsește, prin DM sau, mă rog. Și am zis, bă, nu știu, dacă n-am plasat comanda pe Shein, mi-au sărit astea în ochi, așa că i le-am luat. Miki, ajung la tine în curând. Am mai luat apoi o curea. Care nu știu ce să zic, sau despre care nu știu ce să zic, pentru că mi se pare cam aurie catarama asta.
Ea așa se vrea a fi o curea cu perluțe. Și aici să încerc să o închid cum se face. Uite, cam așa. Așa ar arăta în față, doar că nu știu dacă ăsta e metal sau plastic. Am totuși impresia să ori e un metal foarte ieftin, ori e un plastic. Nu știu ce să zic. Și mi se pare că arată o idee ieftinuț. Acum depinde și cât de bine se va învedea într-o ținută. Nu știu ce să zic de asta. Ea așa nu arată rău, perluțele sunt ok cu sute, elasticul de sub ele pare de bună calitate, adică nu pare că s-ar rupe în curând, dar nu știu ce să zic de cataramă. Vedem. Ce mai am pe aici? Ia să vedem. A, da, știu ce e asta. Este, da. Ui, ai, ce aia s-a întâmplat aici. Este un lanț care se pune la blugi și care mi-aș dori foarte tare să îl pot descurca ca să vă pot exemplifica. Și pare a fi misiune imposibilă, cel puțin în momentul acesta. Poate o să... Mă rog. Poate o să-l descurc eu până urcăm. Dar nu înțeleg de ce a venit așa. Puteau să facă într-un fel. Să aibă mai multă grijă. Da. O să-l... Ideea este, stați un pic să vă arăt. De exemplu, dacă aveți așa blugii, puneți o parte aici, la o gaică. Ia să văd dacă reușesc sau îl încurc și eu mai rău. Și pe cealaltă o prindeți de gaica următoare. Și practic aveți un lanț pentru pantaloni, care acum arată rău pentru că este încurcat. Dar sunt convinsă că va arăta chiar bine, dacă mă întrebați pe mine. Cel puțin la vară. Hai că parcă se mai descurcă. Un pic, un pic. Se prind fluturi ăștia într-un fel pe aici. Dar na, o să mai umblu eu la el și când probăm hainele, o să vă și exemplific dacă reușesc să-l descurc. Dar arată foarte bine, zic eu. Îl văd așa cu un tricou turcoaz, dar uite, n-am un tricou turcoaz, din păcate. Am avut unul la un moment dat, dar nu știu ce Dumnezeu am făcut cu el. Și uite că am mai reușit să descurc lanțul și l-am descurcat de tot. Hai că s-a descurcat repede. Arată foarte bine, zic eu, și sunt super curioasă să văd cum vin blugii. Sincer, nu mai pot de curiozitate. Bun, ce mai avem? Mai avem alea interesante? Mai am husele de telefon, pentru că despre ele vorba, dar mai am aici ceva. Hai să trecem la asta, pentru că nu mai pot, trebuie neapărat să o văd. Nu știu dacă vă este cunoscut un brand de genți pe nume Rossantica, zic bine, ceva de genul ăsta. Au niște genți absolut superbe și sunt în diferite forme. În formă de pahar de martini, în formă de turnul Eiffel, în formă de, nu mai știu, de tapas. Deci niște forme total ciudate pentru niște genți, dar sunt superbe, 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 pline de cristale, de pietricele, sunt clar genți de seară și la un moment dat m-a tentat, sincer, să vă spun una și când am intrat pe site și am văzut că este 800 de euro, am zis nu mulțumesc, nu. Pentru că știți că da, eu sunt adepta achiziționării genților din acestea mai scumpe, dar care nu au vârstă sau cel puțin au un model clasic, adică care sunt convinsă că vor fi în actualitate și astăzi și peste 10 ani. Adică dacă tot dau un ban, nu vreau să o port odată. Și atunci am văzut eu așa pe Shein un model asemănător. Sunt convinsă că de acolo a plecat ideea acestei genți, de la brandul Rossantica și hai să vedem cum arată. Aoleu, este foarte aurie și cu multe pietre. Uai de mine ce multe pietre. Care avea multe pietre, n-ar fi neapărat o problemă, ținând cont că este o geantă pentru seara. Pentru seară, doar că pietrele chiar par ieftine. Dar na, poate de la depărtare nu. Pentru că să știți că nu e rea să cule... Ce mai e? O furnică! Cum a supraviețuit asta? Jesus! Săculețul pare foarte, foarte drăguțel și ok, așa ca și calitate și lanțul ăsta... mai am ceva în interior. Hai să... Adică ar trebui să am toarta, teoretic. Da. Toarta care arată cam așa și aici mai am un... e un lanț, probabil să o porți crossbody, mă gândesc. În fine. Hai să-i pun eu cumva toarta asta. Ia să văd. Ea așa nu e rea, dar... Nu știu, poate dacă ieși într-un local unde e întuneric și nu se văd foarte bine detaliile, nu e rea.
De ce să zic? Pentru prețul ei, față de cât ar costa în mod normal o astfel de geantă, nu era. Dar dacă nu, dacă n-ar fi fost pietrele astea atât de mari aici, poate ar fi fost ok. Interesantică, dar nu știu ce să zic. Adică, nu știu dacă aș mai cumpăra genți de pe Shein, sincer. Poate doar așa, modele din acestea foarte ciudate și care merită. Dar vă spun că la materiale calitatea este slăbuță, ca să fiu fată fină. Na. O-i purta o dată de două ori, dar v-am spus, eventual unde undeva foarte întuneric. Mamă, dar ce sclipitoai de mine, de ce canchicioasă. Depășim momentul, trecem mai departe. Stați să pun și chestia asta. Și ajungem la produsele de care sunt cel mai curioasă și sper eu să fiu foarte încântată. Pentru că am văzut eu în serialul Emily in Paris niște huse de telefon la prietena lui Emily pe care o chema Mindy. Avea o husă la telefonul ei, la un iPhone, avea o husă verde și jos avea ca un lanț așa de perluțe, de biluțe, mă rog. Am mai văzut eu la un brand de prin America, parcă Cassetify, o chestie de genul, că se poartă foarte mult biluțele la husele de telefon. Am încercat să găsesc în România ceva asemănător și nu am reușit. Pe lângă faptul că nu am găsit ceva asemănător, găsisem ceva, dar cu o biluță undeva și era undeva la 150 de lei, 200 și am zis, nu, lăsați, mulțumesc, rămân cu husa mea roșie de la Velante și ok, așa. Dar am găsit pe Shein și am luat 4. 4 să fiu sigură. Hai să începem cu care mi-o veni aici la... uite, asta era un pic desfăcută. Care îmi vine aici la îndemână. Ok. Eu am emoții cu plasticul husei. Pentru că nu vreau să fie din acela care pare ieftin. Hai să-și dau ăsta la o parte. Nu pare ieftin. A, ce tare! Deci, așa arată husa. Mi-era teamă că pe la tăieturile husei vor ieși așchi din alea așa mici de plastic. Știți ce zic? Când e un plastic de proastă calitate, mai rămân margini. Dar să știți că nu este una destul de maleabilă așa. Da, îmi place. Și acesta este șnurul pe care îl agățăm fix aici. Așa va arăta. Da, me gusta. E drăguță. Rozul este unul pal foarte, foarte drăguț. Ar putea să fie denaturată un pic culoarea din cauza ring light-ului, dar credeți-mă pe cuvânt că rozul este unul pal. Și șnurul ăsta e ok-uț. Ok-uț, nu e rău. Merge așa un pic mai ok, dar una peste alta eu zic că este de foarte mare efect această husă. Yes, victorie! Apoi, următoarea, tot pe roz, vă că am luat-o. Ok. Ce drăguță e și asta! Da, mamă, deci cum o să fie asta la vară, uitați-vă voi ce detaliu drăguț are aici cu scoici și cu perluțele acestea roz pariele. Și uite, asta e detașabilă. Deci ar trebui să caut pe Shein și doar... brățelele de-astea, lanțuri din astea pentru huse, pentru că dacă ai deja husa, se pot atașa aici. Foarte drăguț și uite, husa asta vă care pe margine niște detalii așa în formă de inimioară. La fel, ăsta e un plastic lucios, ăsta era mat, ca să faceți o comparație. Dar îmi place, parcă îmi place mai mult asta, nu știu de ce. Ia să, am eu unde să pun asta? La asta mată? Că nu s-ar vedea rău deloc, vedeți? Dar n-am unde să o agăț. Poate, nu, e too much dacă pun așa. Da, nu. Se pare că momentan ăsta rămâne la husa cu care a venit. Dar arată foarte, foarte drăguț. Apoi, mai am una cu mov de data asta. Mamă, Sabina, aici pe frecvență, că ăsta e pentru tine. Ia. Ce drăguț e și asta. Seamănă cu cea de-a doua, pentru că la fel văd că are niște inimioare pe margine. Ce scrie aici? Good luck. Și are chestia asta care te ajută să ții telefonul așa. Așa arată husa, aici vedeți că scrie good luck pe undeva și are lanțul ăsta, dar pus așa în diagonală ca să te ajute să ții telefonul așa. Da, îmi place, îmi place, cu ce ziceți? Mai și nu știu, cred că am dat pe ele 2,50 €, adică 12,50 €, dacă am făcut un calcul rapid corect. Da, îmi place și asta. Dar uite, asta nu e detașabilă, vedeți? Deci șnurul ăsta de aici nu mai e detașabil. Dar văd că am multe pe roz. Hai că mai am una. Asta e transparentă. Da! Cu ăsta așa, exact cum am văzut la Mindy. Și asta e transparentă. Ce drăguță e și asta. Aici scrie Happy Day.
dacă puteți voi observa. Și uite ce bine că nu mai sunt biluțele astea sidefate. Vedeți, aici erau sidefate, pe când aici sunt mate. Doamne, ce drăguț! Și ăsta văd că e detașabil, dar n-am la ce să o prind. Mamă, cât de mult îmi place și asta! Abia aștept să le pun la telefon. Bun, am terminat cu despachetatul. Băi, vă recomand husele de telefon. Deci vă recomand cu toată căldura husele de telefon, pentru că sunt absolut geniale. Acum, îmi iau hainele și mergem sus să le probăm, vedem ce ținute ne ies, cât de bine se așează hainele, cum arată și gentuța aia. Poate s-ar vedea bine cu cardiganul ăsta? Nu știu ce să zic. Mă rog, în fine, vedem. Merge la oglindă și probăm. Primul articol este rochea, sau mai bine spus, este husa. Doamne, deci husele sunt adorabile, toate vin perfect, așa că dacă vreți să vă luați husă și nu știți dacă vi se potrivesc, să știți că vi se potrivesc. Eu am luat exact modelul telefonului și nu am absolut nicio problemă. Și ce-mi place, chestia asta aici, da. Superbe. Recomand husele cu mare, mare drag. Apoi am luat rochea. Măi, să știți că nu este rea. Nu e rea deloc. În continuare, în spate acolo vedeți un trepied. Ignorați-l. Da, îmi place. Mi-ar fi plăcut totuși să pot să o strâng mai mult aici pe talie. Dar una peste alta nu era. Adică mă gândeam că nu o să am ce să fac cu ea. Bineînțeles că trebuie și ea săraca călcată, dar cum mă presează timpul, asta e. Da, îmi place, să știți. Și aici poate, nu știu, mi se pare că vine prea mult sub sân și mi-ar fi plăcut să fie exact la nivelul taliei, dar așa pentru o zi de vară, pentru o vacanță, pentru ceva, eu zic că e ok. Și am pus în picioare o pereche de platforme foarte, foarte vechi de la Zara, dar am zis eu că s-ar potrivi cu rochița asta. Și am pus și geanta, doar așa ca idee, să vedeți cum se vede. Da, nu. În continuare cu geanta asta, nu. Nu știu ce să zic, v-am mai spus, poate așa seara, unde să fie un pic lumina mai obscură, să nu se vadă exact pietrele astea care, sincer, mi se par cam chicioase. Dar, da, una peste alta merită rochea, nu mai știu, 15 euro, cred că așa ceva am dat pe ea și e ok. Un pic parcă am impresia că se electrizează materialul, dar nu e grav. Și deja mă văd plimbându-mă cu o pereche de șlap și cu rochea asta. Da, vreau vacanță undeva la căldură. Dar mai așteptăm. Articolul cu numărul 2 sunt pantalonii scurți. Ei vin foarte bine, sunt exact ceea ce-mi doream, par așa a fi ca o fustă. Problema este că sunt foarte, foarte, foarte mari, adică ceva de genul. O să mai plasez o comandă la Shein, pentru că una peste alta, să știți că eu sunt mulțumită de produse și o să-mi iau o altă mărime la pantalonii ăștia, doar că nu știu dacă o mărime sau două mai mici, pentru că ei ar trebui să fie sus aici în talie, nici măcar nu-mi stau sus în talie și cam ăsta este excesul de material. Dar așa să știți că vin foarte, foarte bine. Îmi place și lanțul ăsta pe care l-am luat, accesoriul ăsta, chiar se vede drăguț. Da, acum am pus un tricou așa pur și simplu, nu aș vedea neapărat un tricou alb, poate o culoare, un roz pudrat ca să meargă și cu auriu ăsta de la accesoriu. Dar ce rău îmi pare de pantalonii ăștia, neapărat trebuie să-mi comand alții. Băi, și chiar nu știu, deci uitați-vă voi, nu știu, cred că totuși ar trebui două mărimi, zic eu, da. În schimb, sunt ce trebuie. Deci asta îmi doream, seamănă foarte tare cu aceea, cu blugii de care v-am spus, pe care i-am luat anul trecut. Dar asta e. Măcar mi-am făcut o idee și știu ce mărime să-mi iau. Acum sunt tare curioasă să văd și la blugii albi și dacă nu, cumva, mi-or fi și ea mari. Hai să vedem. Nu vă speriați, am pus cureaua în talie doar așa ca să vedeți cum vine. Da, nu știu. Nu era, poate la o rochie albă simplă, nu știu. Ce să zic, eu am pus-o doar așa ca să vedeți cum se vede, că la rochia aia roz, prima pe care v-am arătat-o, nu se vedea bine. Nu era, dar sincer nu pot să spun că aș recomanda-o neapărat, exact din cauza auriului de la Cataram. Renunțăm acum la ea și trecem la plover și la blugi. Blugii. Sunt și ei o idee mari, poate cu un număr, dar sincer îi prefer așa. Vedeți, să nu se muleze pe toate formele. Îmi vin foarte, foarte bine. Îmi plac de nu mai pot blugii ăștia și sunt atât de confortabili, Doamne. Deci ăștia o să fie perfecți la vară. Mult, mult, mult de tot îmi plac. Îi recomand cu mare, mare drag. Se văd bine și din spate. Iar plovărul, Doamne, mi se pare atât de elegant. Deci îmi place foarte mult cum se vede. Eu l-am închis ca să-l vedeți pe el așa. Doar că l-aș lăsa deschis, mi-am luat pe dedesubt un tricou bej,
Ia să vă reușesc cu o mână, e mai complicat. Mi-am luat tricoul ăsta bej pe dedesubt, pe care putem să-l băgăm un pic în pantalon. Bine, mai aranjat un pic, dar vă dați seama, eu cu o mână, mai complicat. Și nu știu, așa, o ținută foarte relaxată de o duminică după masa, de o plimbare în parc și poate eventual să băgăm și ăsta cumva. Nu știu, găsim variante și putem să facem plovărul să arate foarte bine, cu toate că el arată bine așa, de sine stătător. Deci îmi place foarte mult combinația asta între alb și plovărul ăsta, care are oricum și el alb în compoziție. Da, și e foarte pufos, nu pare ieftin absolut deloc. Deci o să încerc să vă las link pentru el. Intrați și dacă vă place modelul, luați-l cu încredere, pentru că se vede foarte, foarte bine. Trecem la compleul negru, care, sincer să vă spun, vine mai bine decât mă așteptam. Îmi place mult cum se vede aici în partea de sus. Îmi place ideea asta de spicăturii și cu așa un pic de vedere la zona pieptului. Se așează bine. Când am văzut inițial bustiera în mână, zic, mama, asta nu o să se așeze bine absolut deloc, dar să știți că da, merge, e ok. Ar fi trebuit și la ea o mărime un picuț mai mică, vedeți că pe aici am un pic de exces de material, dar una peste alta e ok, e foarte confortabil, se așează bine pe corp, da, mai am pijamaua acolo. Singurul lucru care nu prea îmi place este într-adevăr materialul, exact cum v-am spus și atunci când am desfăcut coletul, dar una peste alta, așa pentru stat în casă, pentru, nu știu, o întâlnire cu prietenii pe aici, pe lângă casă, e ok. Chiar aș putea să spun că îl recomand și pe acesta, pentru că îmi place mult cum se așează pe corp, nu știu, chiar îmi place. Mi se pare sexy. Chiar mi se pare sexy. Da. Nu, la pantalon să știți că... Nu, că nu vreau să mă strângă, mai ales dacă îl port în casă. La ăsta mi-am luat mărimea ok. Da, mi-e gusta despre ăsta. Dacă era al material, doamne, l-aș fi adorat pur și simplu. Dar așa, doar îmi place. Hai să vedem și pijamaua și apoi colanții. Lăsăm ultimii colanții pentru că mă pregătesc să plec la sală. Sper să nu întârzi și vedeți cum arată. Și hai să vedem pijamaua. Nici nu zici că sunt îmbrăcată cu ceva. Nu se simte materialul ăsta pe mine absolut deloc. Este atât de lejer, atât de confortabil, atât de cozy, de hygge, de ce nu? Place mult, mult, mult de tot. Deci ăsta 100% puneți mâna pe el, pe compleul ăsta de casă, pentru că este atât de plăcut și îmi vine să mă bag în pat, nu să mă duc la sală, dar nu aș putea pentru că oricum trebuie spălat și sincer nu știu dacă neapărat l-aș purta eu un pat pe ăsta, cred că așa în casă s-ar vedea foarte bine. Kimonoul nu o să pot să-l mai desfac, am doar sutien pe dedesubt, dar se prinde undeva pe aici pe dedesubt și apoi se mai petrece așa odată și se leagă aici. Poate că ar fi mers și la el o mărime mai mică, dar na, e ok așa. Foarte mult îmi place compleul ăsta, deci da. Cam așa se vede, este lejer, nu e nimic așa foarte mulat, să te țină, să te strângă, nu. Este absolut genial, îl ador, îmi place mult. Și pot să zic că asta, dacă ar fi fost mai scurtă, cam așa n-ar fi fost rea. Știți voi, compleul al meu verde de catifea, pe care l-am tot purtat prin vlog, mă, că m-ați întrebat de el de unde e, poate atât de scurt, cam așa, dar nu e nicio problemă. Ba chiar îmi place că totuși am ceva și în alte lungim și dimensiuni și așa mai departe. Deci ăsta, luați-l că merită. Haideți că era cât pe acest să uit de minune asta. Nu-mi place șapca sub nicio formă. Mi se pare mare așa butucănoasă. Am strâns-o cât de mult am putut la spate, dar nu. Nu știu nici dacă pot să dau lipiciul ăsta jos de aici. Ea așa e drăguțică ca model. Dar ne. Nu-mi place absolut deloc cum îmi vine mie pe cap. Nici nu cred că aș putea să o strâng mai mult, pentru că m-ar strânge pe mine de cap. Deci o să renunțăm la ea. Probabil nu o suport. Și hai să trecem la colanți. Îmi plac de mor și ăștia. N-am eu posteriorul ălora din reclame, dar să știți că sunt foarte confortabil. Îmi place că au talia înaltă și, nu știu, mi se pare că îmi vin foarte bine pe picior. Nu mă strâng, nu mă țin. Deci cu siguranță pot să fac sport foarte lejer în ei. Nu sunt transparenți, iarăși un mare plus pentru asta. Așa că, da, vedem cum mă simt și la sală. Cam așa vin. Deci, ca și lungime, sunt foarte buni. Nu știu cât reușiți voi să vedeți cusătura aia din spate, care teoretic ar face fundul să pară mai bombat, mai... Nah, nu. Dar nu l-am luat pentru... Nu am luat această pereche de colanți pentru a-mi face fundul să pară într-un fel sau altul, ci efectiv ca să-i port la sală și îmi plac mult, mult de tot. Bun. Cam astea au fost hăinuțele de la Shein. Shein.
Dacă v-a plăcut, lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi ce ținută vă place sau ce articole vă plac și dacă mai vreți să mai facem astfel de clipuri, cine știe ce produse interesante mai găsesc. Am deja, sincer să vă spun, puse în coș, dar cred că v-am mai spus, nu? Cred că v-am mai spus, mai am câteva produse puse în coș. Așteptam, da, v-am mai spus că v-am zis că aștept să văd cum sunt produsele astea ca să mă hotărăsc dacă mai dau o comandă sau nu. Și vreau să spun că experiența mi-a plăcut, calitatea produselor este foarte bună pentru cât costă ele și nu se compară cu AliExpress, Wish și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, Shein este într-o altă ligă, la o altă categorie. Calitatea este mult, mult mai bună. Gata, am tăcut, trebuie să fug la sală, abia aștept să ne revedem data viitoare. Nu uitați că miercurea avem clipuri bonus de la 2:30. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați să-mi lăsați comentarii cu articolele voastre preferate. Pa!